Dar iar astăzi fac wrap-up-ul lunii aprilie. Cred că cel mai așteptat videoclip, dacă nu mă înșel. Am aici 11 cărți. Chiar am citit 11 cărți. Sunt destul de multicele. Sunt foarte curioasă ce părere o să aveți de ratingul și părerea mea despre cărțile citite, pentru că am niște cărți destul de interesante și chiar am citit, cred că, 4 clasici, dacă nu mă înșel. Deci este o lună destul de productivă. Ok, le-am pus pe jos și am să iau câte una ca să fie mai ușor să stau, pentru că sunt destul de multe. Deci da, să nu mai lungim intro-ul și să începem, pentru că am de vorbit. Voi începe, cred că, cu una dintre cele mai bune cărți citite de mine luna asta și printre preferatele din totdeauna. Este Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar. Am vorbit așa de mult despre cartea asta. Este o carte de memorii a lui Virginia Vallejo, care a fost amanta lui Pablo Escobar. Pablo Escobar fiind cel mai mare dealer de droguri din Columbia, cel mai bogat om din Columbia și al 7-lea cel mai bogat din lume. Avem aici relația lor toxică, care a durat pe parcursul mai mulți ani. Avem și traumele cu care a rămas Virginia și, într-un fel, cu ce a afectat-o relația alături de Pablo Escobar. Dacă citiți cartea, o să vedeți că a rămas cu niște sechele destul de mari chiar și după moartea sa. Și nu cred că este spoiler că am zis că a murit, pentru că este, cred că toată lumea știe că a murit, nu? I-am aflat din carte, nu știam că a murit. În fine, cartea poate fi greu de citit, pentru că are 600 de pagini, are și poze la final. Sunt și poze cu ea și cu Pablo. Ideea este că ea a fost o reporteriță de televiziune și relația alături de el i-a cam stricat faima și toată lumea o vedea cu ochi răi. Așa că nu o să zic mai multe, va trebui voi să o citiți dacă sunteți interesați. Mi-a plăcut foarte mult și vreau să cumpăr și memoriile nevestei lui Pablo Escobar, pentru că s-a vorbit puțin despre ea și în această carte. Și este, ea a fost împreună cu Pablo de când avea 13 ani, deci cred că a fost o relație destul de toxică, pentru că știu că Pablo era mai, e în vârstă, a fost destul de în vârstă când a murit și nevastă lui a fost destul de tânără, deci cred că a fost o ceva acolo crazy, deci sunt curioasă, dar mie mi-a plăcut. Vă recomand dacă sunteți măcar puțin pasionați de faza asta cu dealer de droguri, împușcături, cu relații toxice și chestii de genul, este o carte interesantă. Eu i-am dat 4 steluțe, doar pentru că a fost mai greuță și pentru că a avut niște referințe politice pe care eu nu le-am prea înțeles, dar am zis și pe Instagram, pentru că am făcut și acolo recenzie, că mi-a plăcut foarte mult stilul de scriere. Este o carte pe care o recomand dacă sunteți pasionați de memorii sau dacă pur și simplu vreți să știți viața amantei lui Pablo Escobar. Următoarea carte este Răul sub soare de Agatha Christie. Cartea asta a trebuit să o citesc alături de prietena mea. Ea nu a citit-o, eu am citit-o ca o proastă știind că nu-mi place Agatha Christie. A primit 3 steluțe. Cărțile lui Agatha Christie sunt așa de previzibile, nu, pentru că oricum nu ghicești cine este criminalul sau făptașul, dar are exact același demers. Se învârte personajele, are atât de multe personaje și așa de multe întorsături de situație, are personajele așa de puțin dezvoltate, încât efectiv nu poți să pui suflet în niciun personaj și când moare câte un personaj ești, ok, a murit și ăsta, a murit și ăla, a pățit-o și ăla. Și te ține așa, într-o ceață totală până la finalul cărții, iar ultimele 50 de pagini sunt efectiv dezvăluirea misterului. Am mai vorbit de Agatha Christie și am zis că mie îmi place să fiu cu sufletul la gură pe tot parcursul cărții, nu să mă prind de la final. Cui îi place misterul și chestiile astea, să nu știi nimic despre personaje și să se întâmple tot felul de chestii de genul, o recomand. Mie una nu prea mi-a plăcut, dar asta a fost, cred că, una dintre cărțile alea ale Agatha Christie care
avut câteva citate aici pe acolo, deci asta mi s-a părut destul de interesant. Dar eu am dat 3 steluțe. O să mai încerc pe viitor Agatha Christie, pentru că am așteptări mult mai mari de la ea, pentru că este o autoare foarte renumită, dar Răul sub soare nu a fost chiar mai ca poftii. Puteți să o încercați, din nou, dacă vă plac misterele și vă place să fiți foarte nedumeriți cât timp citiți. Mie îmi place să știu despre personaje, să aflu trecutul lor și este genul în cartea lui Agatha Christie nu se întâmplă asta, dar deznodământul poveștii chiar a fost interesant. Acum că nu m-am atașat eu de personaje, că nu mi-a plăcut, că nu spune nimic de personaje și așa mai departe, asta e altă treabă. Mie îmi place foarte mult cum e construit Hercule Poirot. Mie chiar îmi place că vorbește foarte mult frumos cu femeile în carte, deci măcar asta putem aprecia. Nici nu mi-a plăcut, nici nu mi-a displăcut. Este un ok, ești pe colo. Se citește foarte repede. Am citit într-o zi 350 de pagini din ea și în aceeași zi am mai citit și altă carte, am mai început una. Se citește repede, dar nu e genul de carte care rămâne cu tine. Următoarea carte este Câinele adevăratul meu prieten. O carte pe care o am în bibliotecă din decembrie, deci ar fi fost și timpul să o citesc. A fost o carte drăguță. Am plâns de două ori la ea, am să las poze aici. Nu am plâns că ar fi cartea scrisă extraordinar sau povestea foarte interesantă. Bine, povestea a fost bine gândită, dar nu știu. Punerea în pagină n-a fost bună, pentru că nu mi-a plăcut scrierea. O scriere foarte simplă. Am plâns prin simplul fapt că este vorba despre un cățeluș și eu am un cățeluș. Și n-ai cum să nu plângi la o carte cu cățeluș când ai cățeluș. Nu știu dacă să vă zic de fapt despre ce este vorba în carte, pentru că cred că ar fi spoiler, așa că dacă nu vreți neapărat să știți foarte multe, puteți da skip. Am să las aici un de la cu spoiler până când explic despre ce este vorba în carte. Încerc fără spoiler, dar dacă vreți să nu știți nimic, treceți peste partea asta. În carte avem un cățeluș care, practic, noi pe tot parcursul cărții încercăm să descoperim de fapt care este sensul și care este menirea unui câine. Și aici avem povestea acestui câine care îl schimbă numele pe parcursul cărții pentru că se reîncarnează în alți câini și își trăiește trei vieți în care practic are trei meniri, iar în ultima viață ajunge până la urmă să afle care este menirea lui, aceea de a-și iubi stăpânul la care s-a născut pentru prima dată. Este o poveste foarte tristă. E foarte tristă, nu zic că nu e tristă, dar pe mine nu m-a surprins punerea în pagina cărții. Nu știu, dacă ar fi fost scrisă de altcineva, probabil ar fi fost o capodoperă literară. Așa, nu știu ce să zic, eu am dat 3 steluțe. Vreți să începeți să citiți? Și nu știți neapărat de unde să începeți, asta cred că ar fi un început bun. După aceea am citit, bine, nu sunt puse în ordine cărțile, dar următoarea carte este Puneul Roșu. Sunt 4 povestiri de John Steinbeck. Băi, au fost drăguțe povestirile, scurte, simpatice, chiar foarte scurte și are și scrisul gigantic pe pagine, se citește foarte repede. Ideea, fiind 4 povestiri într-o carte așa de scurtă și cu scrisul așa de mare, e destul de greu să pui suflet. Au fost drăguțe povestirile și sunt unele părți în care chiar m-au amuzat unele chestii. Avem viața la țară, sat, plasat pe un munte, dacă am înțeles bine, unde urmărim un băiețel care locuiește cu tatăl și cu mama sa. Au și un îngrijitor care se ocupă de fermă, la care acest băiat ține foarte mult. Pe parcursul acestor 4 povești, practic, urmărim
patru povestiri din viața aceluiași băiat, care nu vreau să zic foarte multe pentru că ar fi spoiler, dar dacă vă plac căluții, puteți să o citiți. Nu știu, eu văd cartea asta citită de părinți copiilor, pentru că sunt niște povestiri ușurele, simpatice, dar nici capodopere. Capodoperă poate fi doar stilul de scriere, pentru că mi-am dat seama cât de bine poate scrie John Steinbeck doar din pricina acestei cărți, pentru că mi-am mai cumpărat o carte de la el care se numește Călătorii cu Charlie, pe care chiar vreau neapărat să o citesc, pentru că am auzit păreri bune despre aceea și vreau să citesc și La răsărit de Eden. Am observat stilul lui de scriere, că este unul foarte satiric și poetic. Cum am zis, pare o carte pe care părinții le-o pot citi copiilor. Asta. Pentru că sunt niște povești light, drăguțe, amuzante, simpatice. Dar nu mai mult. My God, următoarea carte, m-am cuvint așa de mult cu ea. Este Lolita de Nabokov. Avem această poveste foarte controversată, fiind vorba despre o relație între o fată de 12 ani și tatăl său vitreg, că este pedofilie pură. A fost o carte greu de citit, chiar a fost foarte greu de citit. Prima parte din carte, care este, nu știu, în prima jumătate, primele 144 de pagini au fost ok. M-am gândit că o să-i dau 4 steluțe. Dar de la jumătate încolo a fost o luptă între mine și Nabokov. Până la urmă, într-un fel m-a satisfăcut finalul, dar nu chiar, pentru că nu l-am înțeles. Bine, l-am înțeles, dar nu m-am înțeles de ce. E foarte ciudată. Îl urmărim pe Humbert Humbert, care este un bărbat care într-un fel ne dă de înțeles că are boli mentale și că este ceea ce este, pentru că la începutul cărții, înainte să se întâlnească cu Lolita, avem descrieri cum merge în parc și se uită la fetițe cum se joacă în parc, cum sar coarda, cum joacă șotronul și așa mai departe. El, când se mută în alt oraș pentru că a primit ceva invitații de la ceva colegiu, pentru că este un profesor, se mută la o familie, la o doamnă, de fapt, care are și o fată, care este Lolita. El, când o vede pe Lolita, se îndrăgostește brusc de ea și se gândește să se căsătorească cu mama ei ca să fie mai aproape de Lolita. Dar ghiciți ce? De aici spoiler. Spoiler alert. Ghiciți ce? Face cumva, scrie, începe să scrie într-un jurnal cum o vede pe Lolita, că maica sa este babă bătrână, nu știu ce, că Lolita, vai frumoasă, cum îi se joacă așa și vai, Doamne, pielea ei fină, obrajii piersicii și chestii de genul acesta. Ei se cuplează, mama lui Lolita cu Humbert Humbert. Se cuplează, se căsătoresc, găsește asta jurnalul și când vrea să-i scrie Lolita niște scrisori și să le ducă la chestia aia pentru scrisori, o calcă o mașină și moare. Așa că Lolita rămâne în custodia lui Humbert Humbert, care face cumva să dea de înțeles că ar fi tatăl ei legal, adică chiar ar fi sânge din sângele ei, chiar dacă nu este așa. Și de aici începe un joc între viață și moarte, pentru că Lolita nu știu ce este în capul ei. Și mi-aș dori foarte mult să fi scris Nabokov o carte din perspectiva Lolitei. Pentru că de multe ori dă de înțeles Lolita că ea l-ar vrăji pe Humbert Humbert, dar cred că face asta ca să nu-i se întâmple ceva. E foarte ciudată cartea și foarte... I-am dat 3 steluțe. 3 steluțe, chiar am apreciat stilul de scriere și am zis că vreau să mai citesc cărți de Nabokov, dar care nu au astfel de povești. I-am crezut că o să-mi placă povestea asta, pentru că premiza suna interesant și părea că o să fie jocuri psihologice și ceva mult mai interesant.
Dar a fost... a fost așa cartea asta, efectiv. Așa, fața mea descrie cum a fost cartea. Probabil aș recite eu peste 10 ani, 15 ani, poate aș avea altă mentalitate și aș înțelege-o mai bine. Pentru că au fost și unele momente plictisitoare, între ghilimele, adică plictisitoare. Nu te-au lăsat să te plictisești având în vedere că scria, ea a fost scrisă foarte bine, dar momentele alea în care a plecat în călătoria lungă cu Lolita, cu mașina și explicau toate locurile unde merg și de genul, mi s-a părut scrisă foarte ciudat și întortocheat. Asta probabil și pentru că Humbert începe cartea practic și îți zice că este într-un spital de nebuni, într-un ospiciu și de acolo începe să-i povestească că practic trauma lui, adică obsesia lui pentru minore a venit dintr-o relație din copilărie, a dus la această obsesie pentru că iubita lui din copilărie a murit și practic de atunci bănuiește el că a rămas cu chestia asta. E o carte foarte ciudată și nu o recomand copiilor. Știu că vorbește un copil, mai am o lună și mi-au buletinul, deci mă pot numi un adolescent. O recomand 15 plus, chiar dacă eu am 14 aproape, peste câteva săptămâni. 15 plus, pentru că, nu știu, poate ar înțelege-o mai bine. Eu am înțeles-o, dar e foarte nașpa. Nu scrierea, povestea. Nu mi-a plăcut povestea. Următoarea carte este Dama cu camelii de Alexandru Dumas Fiul. Am citit-o în ediția asta veche. Cea mai mare plăcere la cartea asta a fost ediția în care o am, nu neapărat povestea. În carte urmărim povestea unei dame de companie care s-a îndrăgostit de adevăratelea. Eu am să povestesc un pic din începutul cărții, deci este o poveste reală. Îl avem pe, efectiv, Alexandru Dumas Fiul, care se plimbă prin oraș și dă peste o licitație care se întâmplă într-o casă. Acolo era o licitație unde se dădeau lucrurile unei dame de companie care a murit de ceva boală foarte gravă. Nu mai știu ce boală a avut, dar a murit. Era boală care nu se mai putea vindeca. El, nu știu ce se întâmplă, devine foarte curios de viața acestei dame și începe să liciteze și el pe o carte și ajunge să dea $100 pe o carte. Cartea avea pe prima pagină o dedicație pentru acea damă de la un anumit băiat. Citind Alexandru Dumas Fiul cartea, primește telefon de la acel băiat că vrea să-i cumpere cartea pentru că el nu a apucat să ajungă la licitație și vrea foarte mult ceva de la acea fată. De aici ei se întâlnesc și băiatul acela începe să-i povestească relația de dragoste pe care a avut-o cu această damă și cât de mult s-au iubit și povestea este una foarte interesantă. Dar mai interesant este faptul că este o poveste reală. A fost interesant, a fost o experiență interesantă cartea. Da, a fost cea mai mare plăcere să citesc cartea în ediția asta și eu am dat 3,5 steluțe. A fost interesantă. Chiar a fost interesantă, mi-a plăcut, dar nu sunt neapărat adepta poveștilor de dragoste, dar asta a fost una dintre acele povești bune de dragoste, care cred eu că merită oricum citită pentru că este un clasic, mi-a plăcut. Bun, următoarea carte este una pe care am terminat-o fix astăzi, A râs și tata, este de Remus Boldea. Este cartea de debut a lui Remus Boldea, avem niște proză scurtă care are, nu știu, experiențele adolescenței și cum te afectează astea pe parcursul vieții. A fost interesant să citești foarte ușor, am început-o ieri pe la amiază și am terminat-o mai înainte și nici măcar 24 de ore. În 24 de ore am citit-o, am pus și câteva semne. Pentru că au fost unele povestiri care mi-au plăcut și altele nu, exact ca la o carte cu povestiri, unele îți plac mai mult, altele mai puțin. A fost ok, i-am dat 3 steluțe. Dacă ar scoate Remus Boldea un roman, cred că l-aș cumpăra și l-aș încerca, pentru că mi se pare că are potențial, ok? Chiar are potențial și am ce să zic, este proză scurtă, o recomand pentru
nu știu, cei care caută, vreau să scurte despre băiețeală, fete, prima dată, nu știu, un vamă, poate fi o carte pe care o luați la plajă, să citiți câte o povestire așa când stați întinși pe șezlong, dar da, pentru mine a fost de 3 steluțe. Apoi am citit Cititorul din peșteră de Rui Zinc, cartea pe care am citit-o pentru școală, am citit-o foarte repede, am citit-o în 3 ore. Mă tem că o să fiu singura care a citit-o de la școală. Sper să nu fiu singura, pentru că eu chiar am însemnat-o și am subliniat-o și am făcut-o frumos. Îl avem pe Hannibal Lecter, care este pe o insulă pustie și stă în subteranul acelei insule, unde are o grămadă de cărți. În cealaltă parte avem un adolescent de 15 ani, care merge cu marinarii săi pe barcă pentru a-l prinde pe Hannibal Lecter. Ideea este că îmi plac foarte mult confesiunile pe care le-a avut Hannibal Lecter pe parcursul cărții, vorbind despre tehnologie și despre cărți și cum este mult mai interesant să citești cărți decât să stai ca un prost în fața televizorului și să te uiți la niște imagini. Și mi-a plăcut că a făcut și referințe la diferiți autori. De exemplu, a fost o parte care mi-a plăcut foarte mult în care l-a întrebat pe băiat dacă citește Saramago, cred că era vorba. El, băiatul, a zis că nu-i plac cărțile cu multe virgule, pentru că dacă știți, Saramago pune punct odată la 4 pagini. În rest, la el, totul e așa. Și aici mi-a plăcut foarte mult partea asta, când l-a imitat efectiv pe Saramago și a scris. Se continuă și aici. Chestia asta mi s-a părut foarte interesantă și chiar mi-a plăcut chestia asta, pentru că l-a imitat chiar foarte bine. I-am dat 3 steluțe. Este o poveste simplă, dar cred că cea mai bună carte pe care am citit-o pentru școală. Apoi avem Portretul lui Dorian Gray. I-am dat 4 steluțe, am să zic din start, că a fost genul de clasic care îți place, dar nu te dă pe spate. Da, e foarte însemnată pentru că mi-a plăcut extraordinar scrierea cărții și are foarte multe citate în carte și chestia asta mi-a plăcut. Ideea este că avem în carte un băiat care stă așa pur și simplu ca un manechin pentru un pictor ca să-l picteze. Este un băiat foarte frumos. Acest pictor are și un prieten care, într-o zi când l-a întâlnit pe Dorian Gray, care îi stătea post manechin pictorului, îi zice că ar trebui să se bucure de frumusețea pe care o are, pentru că frumusețea nu durează. Aici, în momentul de față, Dorian Gray nebunește și își pune, într-un fel, o dorință nebunească ca tabloul pe care îl pictează pictorul să îmbătrânească în locul său. El, făcând această nebunie, a se gândit la așa ceva și a vândut sufletul tabloului pentru a îmbătrâni în locul său. Iar pe parcursul cărții observăm cât de schimbat este Dorian Gray față de cum a fost la începutul cărții și la finalul cărții. Mie mi-a plăcut foarte mult finalul, mi s-a părut foarte inventiv finalul, dar încă am rămas cu întrebări despre cartea asta, pentru că are așa de multe. Nu-ți poți da seama care este finalul cărții. Îți lasă mai multe căi pe care să mergi. Nu știi cine se devină. A cui este vina, practic. Nu-ți poți da seama. O carte pe care o recomand. Este un clasic cu care poți începe să citești clasici. Mie mi-a plăcut. Pe total a luat 4 steluțe. Este genul ăla de clasic pe care nu-l simți neapărat ca un clasic. Următoarea carte este Sumchi de Amos Oz. Mama mia, dacă nu ați văzut pe TikTok, Amos Oz este un autor pe care am pus eu pat acum, mi-am creat o obsesie pentru el, pentru că cartea asta mi s-a părut foarte frumoasă. Ok, chiar mi-a plăcut foarte mult, am doar 3 semne în ea, dar Doamne, ce fain e scrisă, ce fain nu poate fi scrisă cartea asta. Mi-a plăcut foarte mult, am citit-o foarte repede și mi-a picat chiar foarte, foarte bine și mi-am cumpărat alte 2 cărți al lui Amos Oz. Puteți merge pe TikTok să vedeți. Oricum, probabil veniți de pe TikTok. În carte urmărim un băiat care este din Ierusalim. Acțiunea se petrece în Ierusalim. El primește la unchiul său o bicicletă pe care o tot schimbă pe parcursul unei zile, iar seara, la final, când ajunge acasă, își dă seama că
n-are cu ce veni și, într-un fel, cartea asta abordează valoarea omului și că de fapt valoroasă este, de fapt, prezența unui om și, în același timp, faptul că ar trebui să luăm o decizie, să stăm să o analizăm, să nu luăm dintr-o dată, fără să ne gândim la ea, pentru că e foarte posibil să ne afecteze pe noi pe viitor. Și altă chestie este relația pe care o are acest băiat cu tatăl său și iubirea pe care o poartă colegii sale. Cartea asta a fost foarte ciudată pentru că nu are neapărat un final, adică nu are un final definit. La final și Amos Oz zice că nu are neapărat un final cartea, doar am vrut să vă zic această poveste. I-am dat 3,5 steluțe, chiar dacă acum cred că ar fi un 4, dar oricum pe Goodreads este 4 steluțe. Dar, este o carte pe care eu chiar o recomand. Și chiar se citește foarte repede și chiar este o carte foarte, foarte bună. Mie mi-a plăcut mult, e drăguță, deci o recomand. Iar ultima carte este Noaptea de Elie Wiesel. Trecând peste, este o carte care i-am dat 4,25. 25, nu 50. Chiar dacă a fost un subiect dureros în carte, mi-a dat o stare foarte, foarte bună și e ciudat să zic o carte despre durere și despre Auschwitz, despre al doilea război mondial, mi-a dat o stare bună. Dar, într-un fel, este bine să citim despre suferințele altora ca să ne dăm seama că, de fapt, noi o ducem chiar foarte bine. Cel mai dureros moment din cartea asta, cred că a fost atunci când Elie Wiesel și-a dorit ca tatălui să moară pentru a se putea, nu știu, să-și poartă lui de grijă, să nu-i mai poartă lui de grijă, pentru că toată lumea se comporta urât cu ei. E logic, erau lagărele de concentrare din cel de-al doilea război mondial. Era, e un subiect foarte dureros. O carte dureroasă despre care chiar nu știu ce să spun. Nu am cuvinte. Este ca un fel de memorii a lui Elie Wiesel, care ne povestește tot traseul lui prin lagărele de concentrare. Trebuie să o încercați dacă vă plac subiectele dure. Eu, după cum am zis, am dat 4,25. E un subiect dureros, nu prea știu să vorbesc despre el, dar o recomand. Bun, am vorbit 40 de minute. Nu știu cât a durat la voi, pentru că oricum va fi editat videoclipul ăsta, dar eu am vorbit 40 de minute, mă doare gâtul. Deci, cred că va trebui să încheiem aici. Eu am fost Daria. E foarte posibil ca până la finalul lunii, pentru că mai sunt 3 zile, să mai citesc o carte. Dar am filmat videoclipul ăsta în avans, așa că dacă mai citesc o carte, am să o zic în celălalt wrap-up din luna mai. Acestea au fost cărțile citite de mine în luna aprilie. Din nou, cred că a fost o lună bună, o lună productivă, și pe plan literar, cât și pe plan personal. Da, vă mulțumesc pentru 1100 și ceva de urmăritori. Vă iubesc foarte mult și eu am fost Daria. Nu știu cum va fi următorul videoclip, dar va fi. Deci vă pup și ne vedem săptămâna viitoare, cel mai probabil.